Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica Timișoara a beneficiat de o modernizare completă a unuia dintre laboratoarele acesteia în baza unei donații substanțiale realizate de către firma Visma. Conceptul Visma este că trebuie să dăm ceva înapoi societății și în special mediului universitar care ne furnizează practic mâna de lucru. Acest laborator este destinat disciplinelor de inteligență artificială, modelare și simulare. Modernizarea a constat în refacerea sălii în totalitate, atât din punct de vedere al arhitecturii sălii, că putem să vorbim deja de o arhitectură, s-a refăcut instalația electrică, instalația de transmisie de date, s-au cumpărat un număr de 18 sisteme la nivelul tehnologic din 2016, un server și partea de multimedia. De ce este atât de necesară această modernizare a laboratoarelor din Universitatea Politehnică? E necesară pentru că, așa cum știm, tehnologia evoluează și atunci, la un număr de ani, bineînțeles că pentru a fi cu studenții tot timpul up-to-date la ce se întâmplă în piață, normal că și tehnologia trebuie să evolueze. Dar lucrurile se întâmplă pe mai multe pariere în universitate și universitatea încearcă să-și aducă aportul. Bineînțeles că fondurile, după cum știm întotdeauna, sunt mai mici decât necesitățile, dar chiar anul să încercăm să lansăm câteva programe cu care să venim în ajutorul special al celor care reușesc să aducă astfel de sponsorizări sau de dotări în cadrul Politehnicii. Cei aproximativ 300 de studenți care vor trece plagul laboratorului de-a lungul unui semestru se vor putea bucura de cele 18 unități centrale performante și a unui server la nivelul tehnologic din 2016.